Peste 40 de premii obținute de elevii dolgeni la Olimpiadele Naționale. Conform statisticii, copiii dolgeni și-au adjudecat 7 premii întâi, 10 locuri 2 și 2 premii 3, la care se adaugă 17 mențiuni acordate de Ministerul Educației Naționale, 2 mențiuni speciale, 5 premii speciale și o calificare în lotul național lărgit al României, obținută de Radu Romanescu la chimie, elev al Colegiului Național Frații Buzești. Făcând un sumar al premiilor obținute de elevii noștri la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare desfășurate până la această dată, avem 11 premii întâi, 14 premii 2, 5 premii 3, 31 de mențiuni, 2 mențiuni speciale, 9 premii speciale și o calificare în lotul lărgit al României. Este vorba de calificarea elevului de clasa 8-a la disciplina chimie. Acestea sunt rezultatele preliminarii în plină desfășurare, fiind olimpiadele la religie, științele pământului, lingvistică, precum și competițiile sportive, de unde elevii dolgeni speră în îmbogățirea zestrei de diplome și medalii.